Stejarii erau gata de duelul cu belgenii, dar pandemia de coronavirus le-a dat din nou planurile peste cap. Adversarii nu au primit permisiunea de a părăsi țara, astfel că meciul de la Craiova din 7 februarie nu se mai joacă. Cu echipa completată de rugbyști care activează în Franța, Naționala României s-a pregătit două săptămâni, iar dezamăgirea a fost mare. Da, ne-a dat foarte mult peste cap, fiindcă cel puțin noi din Franța avem săptămâni numărate, fiindcă și acolo avem meciuri amânate și nu poate să ne să venim mai tot timpul sau când vrem. Sper din toată inima să decidă Rui Biorop să ne dea un avantaj în sensul în care să nu înghețe anul și să, să terminăm pe, pe, ultimul loc, fiindcă nu ăsta nu este, nu este locul nostru. Este destul de frustrant, cred, mai ales pentru băieții care au fost chiar la început în tot cantonamentul, eu am venit chiar pe ultima 100 de metri. Cred că e foarte frustrant pentru asta ne antrenăm, până la urmă, să jucăm un meci, mai ales în perioada asta grea, unde campionatul a fost întrerupt și Cred că e cea mai mare satisfacție să jucăm pentru a să ne antrenăm. Cred că este foarte bine pentru ce să urmezi, pentru meciurile din luna martie. Cred că e foarte bine pentru grup să petreacă timpul împreună să antrenezi, să descopere noi automatisme între jucători. Cred că e o chestie foarte bună. Stejarii nu pot trece peste ratarea prezenției la Mondialul din Japonia din 2019 și spun că toată energia lor se îndreaptă către turneul final din Franța 2023. Meciurile de calificare bat la ușă, sunt programate începând cu luna martie 2021. Tot timpul sunt așteptări. E o mare, mare dezamăgire și vă dați seama că avem presiune să să demonstrăm că ce s-a întâmplat a fost pur și simplu o greșeală și nu, nu trebuie să se mai repete. Încercăm să pregătim cât mai bine campania asta pentru calificare în 2023 și sper să ne fim prezenți în Franța la, în 2023. Pregătirea pentru Cupa Mondială cere sacrificii enorme, iar ruibiștii nu s-au dat la o parte din ale face. De multe ori au pus sportul și naționala pe primul plan în detrimentul familiei. Cred deja cel mai mare sacrificiu l-am făcut, acum nu mai văd, de, deja am lipsit la nașterea primului meu copil pentru pregătirea Cupei Mondiale din 2019. A fost un moment greu pentru mine, dar cred că se merita sacrificiul, din păcate n-am reușit să fim prezent la Cupa Mondială. Stejarii au așteptat cu sufletul la gură finalizarea lucrărilor la stadionul Arcul de Triunf Casa Ruibiului Românesc. Acum că arena de 5 stele este gata, jucătorii sunt nerăbdători să debuteze pe noul stadion. Am văzut rezultatul un stadion foarte frumos și sperăm să putem uh, inaugura stadionul cu meci așa cum se cuvine pe Casa Ruibiului Românesc. Stejarii pot ajunge la Cupa Mondială din 2023 prin intermediul UB Europe Championship. Astfel, primele două clasate în această competiție martie 2022, clasament cumulat Tur 2021, retur 2022, vor obține calificarea directă la Cupa Mondială din Franța, ocupanta locului 3 urmând să participe la turneul de calificare din noiembrie tot din 2022.